Bună dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează pentru tine în aceste sărbători, cum anume le vei petrece, lângă cine vei fi. Dacă vei fi bine, dacă vei cunoaște pe cineva, dacă petreci sărbătorile alături de persoana iubită. De asemenea, sunt citiri generale, așa că poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, poți să alegi un număr pentru Crăciun, un număr pentru Revelion, fix cum simți, fix așa procedezi și avem numărul 1, Bradul auriu. Numărul 2 Bradul verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la varianta sau la variantele alese de tine. Să vedem. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales bradul auriu. Haideți să vedem ce se întâmplă în acest an pentru tine, de sărbători, ce se întâmplă de Crăciun sau de Revelion. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine. O să vreau ca prima carte să iasă singură din pachet. De asemenea, îți amintesc faptul că sunt citiri generale, așa că o să te rog să iei de aici doar mesajele care se potrivesc pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie să știi tu Prima carte a ieșit deja din pachet. Este o carte foarte frumoasă, foarte pozitivă. Este nouă de monede, așa cum poți să vezi aici. Această carte îți spune despre abundență, despre belșug, despre bucurie. În aceste sărbători tu vei reuși să ai tot ceea ce îți dorești. Poate chiar îți cumperi un cadou mai scump sau poate primești un cadou valoros uh, în aceste sărbători. De asemenea, văd că vei fi foarte apreciat, te vei simți foarte bine. Pentru alții dintre voi, văd aici că o să petreci sărbătorile într-un loc scump sau într-un loc în care tu te simți sigur, poate într-un loc mai luxos pentru unii dintre voi, posibil și acest lucru. Avem la bază regina de spade. Regina de spade vine și îți spune clar faptul că aceste sărbători sunt foarte bine organizate de către tine. Dacă ești o persoană singură, văd că de sărbători tu vei sta foarte mult cu tine și mai mult decât atât vei reuși să îți recapeți acea încredere care îți lipsește. Văd aici o puternică legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Să vedem următoarea carte pentru tine. Este nebunul foarte frumos. Nebunul vine și îți transmite faptul că vei avea parte de o surpriză foarte frumoasă. Văd aici faptul că vei trăi niște momente unice. Persoana la care tu te gândești îți poate face o surpriză foarte frumoasă. Pot fi niște sărbători în care te vei deschide în fața noutăților, vei încerca lucruri noi și poate chiar, cine știe, unii dintre voi e posibil să cheltuiți foarte mult pentru starea de bine. Dacă ești o persoană singură, văd aici o nouă persoană care poate să apară în viața ta, însă este cineva mai ieșit din comun, este o persoană autentică, sinceră, poate să fie o persoană mai copilăroasă din fire. Unii dintre voi uh, posibil să vreți, nu știu, ori să vă mutați într-o casă nouă sau să schimbați lucruri prin casă și aici văd energii pozitive. Următoarea carte, Puterea, foarte frumos, o legătură văd aici cu Zodia Leu. Se pare că te vei distra așa cum nu ai mai făcut-o, atenție, de foarte mult timp și asta este Absolut fantastic! Este un an în care tu vei fi foarte mult apreciat în cercul de oameni, vei fi foarte mult apreciat uh, de către persoanele din jurul tău. Dacă ești într-o relație, văd aici faptul că ai ocazia să trăiești niște sărbători pline de pasiune, pline de iubire poate chiar în alte cazuri, să știți că pot apărea și eventuale conflicte, dar care țin de gelozie în mod special. Da? Următoarea carte, judecata pentru tine, judecata care este o arcană majoră. De aceste sărbători să știi că tu, dacă îți vei pune o dorință, să știi că ea se va îndeplini. Judecata vine și îmi spune că ai avut un an greu, ai avut un an destul de intens și acum, în sfârșit, lucrurile se clarifică. Judecata poate să vină și cu acel moment, mai ales cu regina de spade și cu doi de spade în care. Ai curajul și iei niște decizii foarte importante pentru inima ta. Este ceva ce tu ai așteptat de foarte mult timp să se întâmple în viața ta. Văd aici că te revezi cu o persoană sau cu persoane din trecutul tău și judecata e acel moment în care stai la masă cu o persoană și îți exprimi punctul de vedere și le exprimă și el sau ea și apoi reușiți să clarificați situația, reușiți să faceți ca lucrurile să funcționeze. Ultima carte pentru tine a ieșit deja, este Asul de monede, foarte frumos. Se pare că motanul are treabă, vrea neapărat să vine la citirea ta, să știi că uh, el este o personalitate foarte puternică, și e clar aici că ultima carte fiind Asul de Monede, vei rămâne surprins în cadrul acestor sărbători în legătură cu un cadou pe care îl primești, în legătură cu o faptă. Da, a unei persoane față de tine Asul de monede totuși vine cu un nou început Unii dintre voi e posibil să faceți doar ceea ce simțiți în aceste sărbători Și de aici să vină foarte multă bucurie, de aici să vină foarte multă uh, împlinire sufletească În egală măsură văd aici o eventuală mutare sau niște persoane care îți vin în vizită da, În egală măsură sunt niște sărbători pentru tine pe care, atenție, nu le vei uita ușor. Se vor întâmpla multe evenimente care îți vor clarifica viața. Uh, văd aici un copil alături de tine, văd o nouă persoană pentru cei singuri, da? E ca și cum vei face nebunia vieții tale uh, de aceste sărbători, da? toată lumea va fi cu ochii pe tine în aceste zile și în egală măsură văd aici, așa cum ți-am spus și la început, că poți avea parte de eventuale gelozii din partea rudelor, din partea prietenilor sau chiar din partea persoanei iubite. Vreau să văd exact ce este cu acest as de monede, despre ce vrea să-ți vorbească. S-a întors o primă carte, Bun, se pare că tu te vei alege pe tine. Tu te vei alege pe tine în aceste sărbători. Pur și simplu, pentru alții, văd aici că, începând cu aceste sărbători, o relație în care sunteți se schimbă radical. Da? E ca și cum, în sfârșit, vezi adevărata apreciere pe care o ai din partea persoanei iubite, din partea celorlalți, și, repet, aceste sărbători ție personal îți vor schimba viața. Văd aici un eventual drum pe care tu vrei să-l faci, în egală măsură. O să extrag o ultimă carte pentru tine, pentru Arcana Majoră, nebunul, pentru că e clar că de aici apare schimbarea, de aici apare noutatea. Și s-a întors judecata, da, judecata. Este ceva ce tu doreai să faci de mult timp și acum în sfârșit ai curajul și acționezi. Asta e foarte, foarte frumos pentru tine. Uh, pentru unii văd aici uh, niște persoane noi pe care le puteți cunoaște, poate să fie un bărbat mai în vârstă sau un bărbat care este singur. Mai văd aici o persoană foarte energică, plină de viață, cineva care uh, trăiește viața din plin, și mai văd pe cineva care este gânditor, poate să fie cineva care. Uh, gândește foarte mult lucrurile. E clar aici că, uite, văd o așteptare, da? văd o așteptare, văd faptul că, așa cum ți-am spus, ai avut un an foarte încărcat, însă de această dată iei decizia necesară. Da? De mult timp îți doreai acest lucru, de mult timp ți-l doreai și acum în sfârșit se clarifică. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau la încă un alt număr. De asemenea, dacă dorești, te aștept și la previziuni pe Zodii pe celălalt canal de YouTube. Ai link în primul comentariu. Ok, să mergem mai departe, să vedem cei de la numărul 2, bine ați revenit, cei cu bradul verde, să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine de sărbători, ce trebuie să știi, cum anume vei petrece sărbătorile, ce se va întâmpla în viața ta. Dacă vei fi fericit, dacă nu vei fi fericit, se pare că la tine a început deja citirea, este un Crăciun sau sunt sărbători, depinde, poate ai ales pentru Revelion. Pentru tine sunt niște sărbători magice, încă nu știi deloc, poate cum le vei petrece sau poate nu ți-ai programat mai nimic. Dar dacă știi deja cum vei. Sărbătorii, Crăciunul, Revelionul sau această perioadă frumoasă din an, îți spun foarte clar aici că vei avea parte de foarte multe surprize. La baza pachetului pentru tine, în acest moment, este 2 de spade. E clar că discutăm aici de o lipsă de comunicare. Dacă ești într-o relație. Văd faptul că ori se ia o decizie în aceste sărbători, ori văd aici o lipsă de comunicare cu ceilalți. Poate ești obosit după un an încărcat și poate nu vrei să comunici cu foarte mulți oameni. Văd că ai o intuiție foarte bună în această perioadă pe care ar fi foarte bine să o asculți. 4 de monede. Te văd aici oarecum puțin uh, trist, da, pentru că lucrurile poate nu funcționează chiar așa cum te ai așteptat tu, dar pe de altă parte, dacă ești într o relație și lucrurile funcționează foarte bine între tine și cealaltă persoană, văd că nu va fi nevoie de cuvinte. O să vă înțelegeți prin telepatie, dacă vrei. Tu o să gândești ceva, partenerul o să facă. Bun. Prima carte pentru tine, Regina de Spade. Foarte interesant. Regina de Spade a ieșit și la primul număr ca Energie Generală. În acest an, tu vei reuși să-ți clarifici niște probleme importante din viața ta. Regina de Spade îmi spune mie aici că vei alege ori să petreci singur, ori împreună cu persoanele extrem de apropiate de tine. Uh, această carte poate să însemne și o persoană despărțită, o persoană care a suferit foarte mult. Văd aici o puternică legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Vrei pur și simplu să te respecti foarte mult, da? vrei foarte mult să vezi cum anume vor decurge lucrurile. Probabil din acest motiv alegi să nu comunici foarte mult. Următoarea carte pentru tine, 10 de spade, ok, uh, nu mai spade, deci tu ți-ai pus ceva în minte pentru aceste sărbători și dacă nu se vor împlini, văd aici un 10 de spade care reprezintă un final. Uh, probabil pentru unii dintre voi văd. Uh, că este ultimul an când veți petrece așa, pentru că e clar că din anul următor tu pur și simplu vrei să-ți schimbi viața. Văd pe cineva că închide o ușă și pleacă, cineva vrea să renunțe la un anumit lucru, a sosit timpul, unii poate chiar auziți de aceste sărbători de o despărțire. Atenție, nu e neapărat vorba de tine. Aici să aș recomanda să te concentrezi mai mult pe iubire, da, pe pace. Următoarea carte nouă de spade foarte interesant. Uh, se pare că în aceste sărbători, pe lângă faptul că se evită comunicarea, nu știu, ți-am zis, poate ești obosit și pur și simplu nu vrei să mai răspunzi la telefon nouă de spade îmi spune mie că stai aici cu propriile tale gânduri uh, mai mult decât atât este o perioadă pentru tine în care încerci să-ți clarifici ceva anume, ultima carte, trei de băte, de fapt nu, e penultima, simt să mai extrag una, trei de băte îmi spune mie despre o călătorie pe care tu vrei să o faci sau ești foarte gânditor aici în legătură cu o persoană care se află într-o altă țară sau într-un alt oraș. Te preocupi foarte mult de drumurile uh, cuiva. Uh, pentru alții, nu știu, poate aveți mulți musafiri, și poate nu vă puteți ocupa de voi, poate nu vă puteți liniști, da? Uh, oricum ar fi, apare o primă victorie, apare o primă deblocare. Și ultima carte pentru tine, lumea foarte frumos, îmi place foarte mult, este clară citirea. Lumea reprezintă succes, reprezintă bucurie, reprezintă acel moment în care ceva s-a încheiat și ești liniștit, ești mulțumit, ai înțeles lecția, dar lumea poate să vorbească și despre o călătorie îndepărtată. Fie că îți vin persoane în casă, fie că pleci tu undeva, lumea reprezintă succes, reprezintă bucurie și tu în cadrul acestor sărbători îți vei clarifica foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Văd o legătură cu zodii fixe aici, adică vărsător, scorpion, taur și leu. Foarte frumos. Vreau să clarificăm puțin acest final, să vedem despre ce este vorba, ce trebuie să știi tu. Uite, vei avea o surpriză aici, legată de un final. O surpriză legată de cineva care întoarce spatele și pleacă. Da? Poate chiar, cine știe, unii dintre voi ați obosit să fiți triși, să fiți singuri și în acest an se pare că alegeți da, să vă faceți oarecum plăcerile. Pe de altă parte, văd aici un cadou pe care îl vei primi și care va schimba foarte mult lucrurile. Pentru că, uite, apare pentru tine o bucurie. Da? Apare o bucurie. În ciuda faptului că ceva nu se realizează, ceva nu se întâmplă, pentru tine apare un nou început, pentru tine apare o bucurie total neașteptată. Poate să fie o nouă persoană care intră în viața ta sau, pentru alții, putem să discutăm aici despre faptul că, deodată, dispare toată tristețea. Da? Uite, printr-o discuție, prin mesaje probabil sau printr-o, să zic așa, printr-un moment în care cineva vrea pace. Dar această idee de schimbare e clară aici. Să vedem uh, nouă de spade ce ți spune, ce e cu acest stres. Uite, îți este teamă de acest nou început. Îți este teamă. De ce îți este teamă? Sau nu știu, te gândești oare cum ar fi mai târziu și ne știe unde merg. Cei care sunteți singuri veți avea surpriza să cunoașteți pe cineva, iar cei care vă aflați într-o relație pur și simplu treceți într-o altă etapă. Dar atenție, dacă lucrurile nu mai funcționează absolut deloc, adică nu mai vorbiți sau sunteți deja despărțiți, nu văd aici o împăcare. Da? Asta e clar. Văd o altă persoană care apare. Încep, nu știu, parcă se întâmplă minuni în viața ta de aceste sărbători. E ceva ce tu-ți-ai dorit foarte mult. Să vedem lumea ce-ți transmite, wow, uite, o bucurie foarte mare pe care o ai legată de o căsătorie, o bucurie legată de, să zic așa, o înțelegere pe care o faci, poate chiar să fie un eveniment important la care mergi. Uite, afli de ceva, da? Afli de ceva anume. Uh, parcă încerci aici da, să te concentrezi mult mai mult pe tine. Unii chiar auziți de ceva ce se clarifică legat de un cuplu. Poate e cineva din familie, poate sunt niște prieteni, da? dar uite, e un final. Deci aici afli de un final definitiv. Fie că e vorba de tine, fie că e vorba de un cuplu din jurul tău. Pentru că, uite, sunt niște lucruri care nu ți-au plăcut. E clar aici o lipsă de seriozitate din partea unei persoane. Asta se vede clar. Unii dintre voi, chiar dacă sunt sărbătorile, puteți să. Ori să găsiți o nouă sursă de venit, ori să vă vină niște bani, ideea este că se rezolvă ceva. Văd foarte mult succes aici din punct de vedere profesional, văd multă iubire, foarte multă iubire. Deci, repet, dacă ești o persoană singură, aici apare cineva, iar dacă ești într-o relație cu cineva și știi că se mai poate să mai duceți relația, deci nu sunteți despărțiți sau blocați, aici e clar că. Va fi o perioadă de stagnare, da, apoi văd o ceartă, o discuție în contradictoriu și apoi văd împăcare, da, văd mesaje de iubire, văd că lucrurile vor fi pozitive și pe tine te văd uh, în pace și în liniște. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau la un alt număr. Dacă vrei citiri pe Zodii sunt deja postate pe celălalt canal de YouTube. Ai exact linkul în primul comentariu. Ok, foarte interesante citirile. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi și fie ca spiritul magic să dăinuie în viața fiecăruia și să facă minuni și de ce nu să clarifice cât mai multe probleme. Vă îmbrățișez și vă doresc sărbători fericite!